Comuniștii nu se dau bătuți. Fracțiunea PCRM a depus miercuri 22 ianuarie o cerere de convocare a sesiunii extraordinare a Parlamentului Republicii Moldova. Sesiunea urmează să aibă loc timp de 2 zile. În prima zi vor avea loc audieri parlamentare cu privire la situația din ultima perioadă în mass-media autohtonă. În cea de-a doua zi să fie examinat proiectul de lege care se referă la modificarea și completarea codului audiovizualului din 27 iulie 2006. Precizăm că la începutul acestei săptămâni, legislativul urma să se întrunească într-o sesiune extraordinară pentru a dezbate situația din mass-media autohtonă, însă din lipsă de quorum, aceasta nu a avut loc. Deputații din Coaliția Pro-Europa au declarat atunci că nu vor participa la spectacolul organizat de PCRM.